Vorba cântecului, și mă agăț iar de stele. Noi ne agățăm de prezicerele astrale și abia așteptăm să auzim ce ne spun specialiștii și cum va fi toamna aceasta pentru fiecare zodie în parte. Astrologul Lucia Pali în platoul acasă. Bun venit! Bine v-am găsit! Spuneți-ne ce ne așteaptă, să ne așteptăm la cei mai rău, la cei mai bine, pentru că au intrat toate planetele în retrograd, ies la sfârșitul anului, ce fac ce fiecare zodie în parte? Da, într-adevăr, am avut și Venus și planeta Mercur retrograd la sfârșit de vară și la început de toamnă și din această cauză s-a avut așa impresie că toate procesele sociale, toate procesele în viața cotidiană a oamenilor parcă s-au stopat, nu se realizau așa de energizant cum noi suntem de obicei obișnuiți, pentru că toată lumea consideră că viața este ca un serial care trebuie să parcurgă repede și doar cu evenimente fericite. Evident că noi avem așa combinații foarte interesante. Venus, 4 luni, stă în zodia Leu și evident că această planetă se simte foarte bine în această zodie pe care noi o știm că este expresivă, optimistă și cu declarații superioare. Deci în această vară și la începutul toamnei, până pe data de 10 octombrie, avem Venus în această zodie optimistă și avem mai departe, în continuare, evenimente interesante din punctul de vedere a dragostei. Combinația fericită dintre Venus și dintre planeta Marte, care răspunde și de situații active, care formează declarații palpitante, formează și regresie în interior și dorința asta de a analiza și de a înțelege ce se întâmplă în emoțiile oamenilor acum, la moment, și evident că noi ne apropiem pe data de 23 septembrie de zodia Balanță și noi știm că toamna este perioada nunților. Deci în această toamnă vom avea niște istorii nemaipomenite de declarații, de recunoștință, de înțelegeri cu rudele, pentru că aceste planete ne dau și calitățile astea psihologice de a fi mai comozi, cu maniere, cu un comportament social mai echilibrat. Dar și putem să mergem pe fiecare zodie în parte să vedem ce așteaptă pe fiecare, că sunt sigură că telespectatorii ne urmăresc acum. În primul rând trebuie să știm că favoriții perioadei august și septembrie sunt zodia Leu, pentru că acolo sunt evenimentele cele mai impresionante și ei sunt în centru atenției și dragostea este înflăcărată cu careva tente de caracter de Leu. Uh-huh. Următorii care sunt tot așa foarte norocoși sunt zodia Balanță, pentru că avem acolo planeta Marte și deci aceste două zodii sunt favoriții perioadei. Zodia Taur, avem acolo Jupiter și Uranus. Uh-huh. Și de obicei noi ultimii ani întotdeauna spuneam că iată, zodia Taur aduce careva probleme, pentru că criza asta economică pe care noi am resimțit ultimii 3 ani era mai mult formată de zodiile de pământ și noi totdeauna spuneam că zodia Taur sunt conservatori la caracter și ei așteaptă doar evenimente calitative și de lungă durată. Și evident că Jupiter acum le desface dorințele. Ei vor totul, și dragoste, și modul foarte interesant de viață, și cumpărături. Este posibil aceste 3 zodii despre care noi am vorbit, Balanță, Leu și zodia Taur, să vină dorința asta de a cumpăra, de a ameliora spațiul unde ei se găsesc. Deci foarte important să înțeleagă ce bani au în buzunare ca să înțeleagă cât este posibil de a cheltui. Celelalte zodii ce fac? Cine nu are noroc, din păcate, sau trebuie să fie un pic mai precaut în această perioadă? Vreau să spun că de obicei anul pisicii sau a iepurului, cum spune zodia, astrologia chineză, este totdeauna cu multe surprize. Este o perioadă activă și cu schimbări destul de esențiale pentru fiecare zodie, pentru că noi știm că planeta Marte face o rotație totală în 2 ani și de obicei într-un an e face jumătate de semne zodiacale, începând de la Capricorn, de exemplu, până la zodia Rac, și în alt an face deja următoarele 6 zodii, și în acest an zodia, planeta Marte trece prin zodia Leu, prin zodia
Fecioară, Balanță și ajunge la sfârșitul toamnei totuși în zodia Scorpion, care noi o știm că este zodie care ne transformează și aceste transformări nu totdeauna sunt tare plăcute pentru noi. Toate procesele de transformare ne schimbă atitudinea față de evenimentele din soarta noastră și față de persoanele care ne înconjoară. Și într-a doua jumătate a lunii octombrie, deja planeta Marte ajunge în zodia Scorpion și noi știm că ne așteaptă în octombrie două eclipse destul de importante și noi cunoaștem tot în această toamnă că majoritatea planetelor superioare tot sunt retrograd și una câte una, începând în mijlocul lui octombrie, încep să redevină în mișcarea directă, deci toate procesele se intensifică anume din punctul de vedere a zodiilor fixe. Zodiile fixe noi știm că sunt Scorpion, Vărsător, zodia Taur și zodia Leu. Iarăși noi vedem că sunt figuranțe cei mai favorizați cumva în această perioadă. Leu, da, cu evenimente foarte interesante. De obicei asta înseamnă perioada de realizări, pentru că multe persoane nu înțeleg de ce câțiva ani sunt foarte activi, dar câțiva ani sunt mai pasivi. Iată, ce face pentru Berbecul, unele, de exemplu? Pentru zodia Berbec, evident că sunt planetele superioare în casa a doua. Deci putem să mergem pe fiecare zodie în parte, vă rog frumos, ca putem să știi să mergem și să mă regăsesc pe fiecare și eu pe zodie, da. Dar e mai important ca să știm care sunt evenimentele din această toamnă și cum îi afectează pe fiecare în parte. Bine, pentru zodia Berbec, noi trebuie să știm că planeta Marte este vis-a-vis în locul parteneriatelor și ea nu totdeauna este tare cu minte și în această toamnă tot avem eclipsele, deci este important ca să reziste zodia Berbec la evenimentele care se dezvoltă involuntar și este de obicei o eclipsă legată cu careva informații interesante și neașteptate. Deci pentru zodia Berbec este important să fie încrezut în sine, în optimismul și în caracterul propriu și în această toamnă să-și cumpăteze un pic energia care este în exces. Pentru zodia Taur, deja ați înțeles că este acolo Uranus și Jupiter și aceste planete dau expansiune. Este dorința asta de a se realiza, adică de a se arăta și noi deja înțelegem că Venus este planeta norocoasă, deci ei în acest an au îndeplinirea dorințelor, doar că foarte atent cu criza asta economică și politică care se așteaptă în mijlocul toamnei. Pentru zodia Gemeni, noi știm că a fost nu de mult Mercurul retrograd și au avut ei careva scăpări, careva blocări și în această toamnă s-a început iarăși perioada asta de probleme în drume, în drumeții, cu tot ce înseamnă tehnica, inclusiv mașinile, auto și pentru ei este foarte important ca să examineze dacă starea tehnică este foarte bună, pentru că zodia Gemeni, noi știm că nu sunt sedentari, ei totdeauna vor să exploreze. Deci vor avea evenimente foarte interesante toată toamna, oricum sfârșitul toamnei și zodia Săgetător pentru ei este destul de complicată, deci ei tot așa trebuie tot să calculeze și să fie îndeajuns de raționat. Pentru zodia Rac este perioada iarăși foarte activă, pentru că toate planetele care dau acțiune sunt în următoarele zodii după zodia Rac, da, și asta înseamnă că se intensifică și locul banilor și locul socializării și dorința asta de a ieși în public, de a organiza evenimente, inclusiv atenție sporită este în locul casei proprie, în direcția membrilor familiei. Deci este loc de activitate și la lucru și acasă și este important să-și echilibreze energiile. Avertizarea mai evidențiată totuși este pentru ultimele 3 grade din zodia Rac, pentru că noi știm că acum, la moment, în această toamnă, este Pluto în gradul 29, deci poate să fie careva probleme endocrinologice cu sistemul cardiosangvin și racii de obicei rezistă foarte bine stresului, dar de data aceasta trebuie să fie atenți cu sănătatea proprie. Pentru zodia Leu, ați înțeles că este o perioadă foarte activă și energizantă, dar aceste combinații dintre Soare, Venus și Jupiter dau exces de apetit. Este valabil pentru toată lumea, pentru că în aceste luni este totuși posibilitatea de a pune kilograme în plus și noi nu trebuie să uităm că Soarele din zodia Fecioară la sfârșit este exact în opoziție cu Neptunul din zodia Pești și tot așa sunt posibile careva indigestii, careva probleme cu bio
o chimie interioară a corpului fizic. Deci mai atenți la sănătate. La sănătate, la otrăviri, la careva proceduri, unde este chimie, de exemplu, novatoare, tot noi trebuie foarte atenți să le folosim. Pentru zodia fecioară, ei iarăși sunt în centru atenției, pentru că majoritatea planetelor se învârte în jurul lor. Ei sunt activi și la lucru și acasă. Cu sănătatea trebuie foarte atent, pentru că zodia fecioară totuși au sistemul digestiv vulnerabil. Dar, oricum, zodia fecioară, noi știm că sunt foarte detaliați și atenți cu sănătatea proprie, deci este important ca să fie tot așa disciplinați și orientați totuși înspre o gândire pozitivă, pentru că zodia fecioară încearcă să îndeplinească toate obligațiile care sunt și acasă și la lucru și de obicei se epuizează. Dar din cauza că ceilalți oameni din jur acum sunt ocupați cu evenimentele din viața proprie, e posibil ca uneori să fie mai, așa, mai neglijenți cu dorințele fecioarelor, deci nu se îndeplinește chiar tot așa cum ei doresc. După data de 10 octombrie, când Venus trece din zodia Leu în zodia Fecioară, se începe evenimentele interesante din punctul de vedere a dragostei pentru semnele pasive, așa numitele semnele de pământ și de apă. Deci, și nu din simpla întâmplare, consider că așa lucrează soarta și planeta Marte tot trece din zodia Balanță în zodia Scorpion, deci iarăși avem acea unire, acea combinație norocoasă dintre Venus și dintre planeta Marte, care le dă și lor pentru semnele pasive tot evenimente interesante în dragoste, când tot așa și oamenii care sunt puternici dar un pic de umbră și ei își dezvoltă destul de fericit viața personală. Următorii Balanța? Sunt Balanța, ați înțeles deja că ei iarăși sunt într-o perioadă foarte activă și dinamică. Aceste planete superioare și pe ei îi forțează să fie socializați, să fie incluși în toate evenimentele din societate și noi, dacă să vorbim despre țara noastră, știm că suntem în electorală. Deci, din cauza că prima eclipsă de soare este anume în zodia Balanță, e posibil ca ei să fie un fel de promovatori, un fel de speaker. Și noi știm că zodia Balanță totdeauna primește energie pozitivă atunci când ei vorbesc, când sunt frumoși și în centru atenției. Și scorpionii? Zodia Scorpionii sunt în perioada de realizare. Noi știm că este o zodie semi-militară, deci majoritatea evenimentelor care în 2023 sunt programate de umbră, sunt inițiate anume de aceste trei zodii, de zodia Scorpion, zodia Capricorn și zodia Pești. Deci este important să se gândească nu doar la sine, pentru că noi știm că instinctele de supraviețuire a scorpionilor sunt uneori excesive, ei nu merg în confruntare directă totdeauna neafișată și deci ei toți sunt inițiatorii, promovatorii schimbărilor care sunt deja menite să le avem în societate cu electorala și ei, într-adevăr, vor fi solicitați prin rezistența față de stres. Bun, săgetătorii, mai departe, da? Este foarte important să-și gestioneze emoțiile, pentru că curajul este în exces, dar noi știm că avem Saturnul în zodia Pești și de obicei îi blochează pe săgetătorii din noiembrie, care s-au născut în, în prima decadă a zodiei. Deci, de obicei, săgetătorii sunt impulsivi, sunt expresivi și uneori prea multă inițiativă și activitate pe ei îi compromit. Am deci, înțeles. Pentru săgetători este recomandat să fie un pic mai calculați și mai echilibrați, cu toate că evenimentele din zodiile optimiste despre dragoste și despre posibilitatea de a realiza ceva în viața personală, pentru ei tot este, sunt valabile. Și mai avem câteva zodii. Zodia Capricorn, da, ei sunt într-o situație mai pasivă, pentru că Saturnul totuși este retrograd și e posibil ca să aibă așa un fel de senzație de greutate pe umeri, că ei sunt responsabili de toate procesele care se întâmplă în jurul lor, în familie, la serviciu și în societate. Este recomandat să se relaxeze, să aibă grijă de sănătate și de obicei capricornii lucrează și la lucru și acasă și când este vorba de odihnă, ei nu se pot relaxa. Deci trebuie să fie un pic mai procedurile de relaxare care înseamnă
înot, masaj, sport, viață activă, inclusiv alimentație corectă. Urmează pentru penultimii vărsătorii. Vărsătorii, ei tot sunt într-o perioadă foarte interesantă, pentru că Uranus tot este retrograd și de obicei asta înseamnă ca o mașinărie puternică care are dorință, are potențial și nu se poate manifesta în energia dorită. Deci vărsătorii trebuie să aibă nevoie de sistemul nervos, pentru că la ei totdeauna stările de panică le dau anxietate și dorința de a se inhiba în sine. Deci ei sunt în perioadă ba, prea evident cu evenimente în centrul atenției, ba se închid în sine pentru că totuși nu rezistă sistemul nervos. Și ultimii din tot acest cerc astrologic, pești. Da, și pentru ei, anume sfârșitul lui octombrie și noiembrie sunt cu niște energii mai favorabile pentru zodiile de apă, deci tot ce înseamnă dragoste de umbră, emoții stăpânite, creativitate la maxim, tot ce e legat de spiritualitate, pentru că aceasta este deviza anului 2023, se referă anume la pești. Deci se recomandă realizarea talentelor și gândire pozitivă. Doamna Olcei, vă mulțumesc că am înțeles. Vom avea o toamnă de foc pentru toate zodiile, indiferent de ce fel de zodie este. Foarte energizantă. Exact, da. Și trebuie să fim atenți cu toții. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm acasă.